Și de ce credeți că marea majoritate a talentelor din cinematograful nostru din ultima perioadă optează mai degrabă să satisfacă juriile festivalelor internaționale decât să aibă un succes, să spun, comercial, un succes larg? Pentru că, până la urmă, omenește vorbind, ai face o alegere între premiul de la Cannes și o grămadă de bani pe care ai primit dacă filmul tău s-ar vinde foarte bine. Vi se pare că semnul ăsta că mai tot se îndreaptă către prestigiu, să spun, și mai puțin către succesul comercial, spune ceva profund despre România? Nu, cred că problema e mai complicată. Ce se întâmplă? În fond, deși pare vulgar, e un produs care trebuie să se vândă. Deci și filmul este așa ceva. Deci, sigur, poate părea puțin depreciativă ce spun eu acum, dar și socoteala asta este o socoteală la fel de complicată. În momentul în care un film este premiat la un mare festival, are toate șansele să fie cumpărat și distribuit afară. Deci e o socoteală, cât mi se pare, cât se poate de logică și de business chiar. Nu? Deci, eu n-aș face și nici nu vreau să cad acum ca să ducă discuția spre domeniul, să caut eu să spun ce e nou cinematograf românesc. Nu, cred că socotelile sunt, socoteala e simplă, cine nu vrea să aibă succes? Hai să fim serioși. Indiferent că vorbești de succes de festival sau succes de sală sau la asta. Ai, chiar poți să spui că nu te interesează, dar minți. Asta e adevărul, adică până la urmă, ce ai, pentru ce faci? Pentru ce faci? Sigur că te poate uneori te și roade povestea respectivă sau destinul respectiv și ești de arde, cum se spune. Dar e și dorința de afirmare, firească, la orice artist, nu? Eu așa cred, nu? Că este și dimensiunea asta. Deci, e firesc să cauți, să te duci acolo unde știi că ai șanse să fii primit, apreciat într-un festival și așa mai departe. Doamna Damișteanu, maestru Steregule a spus la un moment dat, am notat aici așa cu chiar un pic de dramatism, că la un moment dat totul a căzut. Mi-amintesc că în 90, dacă nu mă înșel, ați realizat un interviu care e istoric, care se citează și astăzi, pentru revista 22, cu Ioan Petru Culianu. Și la acel interviu el a... Iată, a căzut. Corpul a căzut. Nu, era Culianu, sesorii. Ia, în momentul ăsta chiar am o... Da. Pisaria. Bun. Deci, și în acel interviu, Ioan Petru Culianu a spus o vorbă, a lansat o formulă care enervează pe mulți până astăzi. E vorba de fapt că cultura română până în 89 era o Siberie. România era o Siberie culturală. Și foarte mulți s-au enervat. Cum, domne, era deci? Din potrivă, ce, foarte mulți astea au zis, da, domne, are dreptate. Acum suntem, iată, 25 de ani mai târziu. România e în Uniunea Europeană, am avut deja capitale europene, o să mai avem. E un buluc de orașe în România care încearcă să fie capitale europene. Era numărat vreo 6 rapid, mai știu, cred că cu ani. Sau 8, iată, deja, la 11, iată, o grămadă de orașe din România se simt gata să fie capitale europene. S-au schimbat lucrurile în ceea ce privește percepția noastră. Dar mă întorc la acea afirmație de atunci. Doamna Meșteanu, cum vi s-a părut atunci când Culianu a spus asta și cum vi se pare azi când vă gândiți la ce a spus Culianu? Eu, la prima apariție a interviului, care și oricum a fost tăiat în redacție, n-a părut integral, am pus un subtitlu scos din text, care era lumea
est-europeană, o tragică pierdere de energie și așa mai departe. Deci, substanță și un subtitlu care este des amintit de către cititori din vremea aceea, oameni tineri care mereu își amintesc și pun această imagine pe ce a fost, pe trecut. Când am retipărit interviul și inclusiv când l-am introdus într-o carte, m-am uitat la acest titlu, care de fapt conține ceea ce spuneți dumneavoastră, și am zis, nu-l păstrez pe ăsta, deci eu, Wilson, l-am schimbat. De ce l-am schimbat? N-am stat foarte mult să reacționez, l-am schimbat, mi s-a părut prea dur, probabil. Că tot el spusese și alte lucruri, deci nu i-am subliniat acest lucru. Acum, dacă e vorba de ce cred eu acum, eu nu credeam nici atunci și nu cred nici acum ceea ce a spus el. Eu nu cred că nu s-a făcut nimic în acea perioadă. Și ca să-mi argumentez, vă spun că el a plecat la 21 de ani, el a ieșit din cultura română în clipa aceea și deși în interviu îmi spunea că el știe cărțile literaturii române, inclusiv zicea că el știe dimineața trecută romanul meu, eu am mari îndoieli că el de fapt mai citise cărțile și că era la curent cu literatura română. Deci eu cred că există și această ignorare pe care o au mai ales cei care au plecat în diverse faze, fiecare rămâne cu data la care a plecat. Este o problemă cât se va salva din cultura făcută în comunism. Și pentru asta, ce am observat eu acum? Am observat la critica, și vorbesc doar de spațiul literar românesc, la critica românească tânără, am observat, dar e doar la început, un fenomen de recitire a unora dintre autorii perioadei comuniste. Să-l citesc chiar acum pe Paul Cernat, care publicase un articol despre Marin Sorescu. Marin Sorescu a intrat în umbră 25 de ani, inclusiv prin afilierea politică de imediat. Deci acum era un fel de recuperare parțială, sigur, dar încercarea de reașezare, deci nimic nu se așează definitiv. Dumneavoastră știți foarte bine, cultura se mișcă, cărțile, sigur, Shakespeare rămâne Shakespeare, dar în literatură sunt suișuri și coborâșuri și depinde de receptează următoarea generație și următoarea generație. Iată filmul acesta de care vorbea și Stăre și care sigur că este parțial scenariul, pornește de la un roman al lui Dan Blum. Romanul este unul din și tema, bine, ea e lărgită de Stăre, care o lărgește, dar pune degetul pe o obsesie a lumii de azi, românească, care este exact asta. Lumea este europeană, ce s-a pierdut, cât rămâne din viața celor care au trăit atunci și aceste fabrici despre care nu mai încetăm să vorbim, inclusiv în emisiuni de televiziune, România furată, cum s-a distrus fiecare, pentru că nu sunt numai fabrici, sunt vieți de oameni care au trăit acolo. Lucrurile mi se par complicate încă și în curs de mișcare. Și oricum cei care vor avea cuvântul de spus sunt chiar cei mai tineri. Ei vor reevalua ceea ce s-a făcut acum.